Reprezentanții Direcției Agricole Buzău vor primi în această săptămână dosarele depuse de agricultorii, ale căror culturi au avut de suferit în urma condițiilor meteorologice din perioada mai-august 2014. Practic, pentru aceste subvenții se vor încadra proprietarii de viță de vie, livezi, legume, dar și cereale. Sumele sunt la cultură mare 335 de lei, la vița de vie avem 500 de lei, la legume solarii și câmp avem în jur de 1600 de lei pe hectar. Cu toate acestea, numărul ajutoarelor nu va fi foarte mare pentru județul Buzău, fiind aprobate suprafețe limitate de culturi pentru care se vor acorda despăgubiri de la stat. Suprafața aprobată la nivel de județ, aprobată prin hotărâre de guvern, numărul 865 din 2014, avem alocat în felul următor: 2110 hectare la grâu, 1266 porumb, la floarea soarelui 1128, orz 325, legume în câmp 368, aici incluzând și pepenii, plantații pomicole 26 de hectare, plantații viticole 470 de hectare. Pe de altă parte, în această perioadă au fost aprobate ajutoarele de stat pentru fermierii care intenționează să achiziționeze junici și berbeci. Este vorba despre subvențiile prin care se urmărește îmbunătățirea raselor la ovine și bovine. Vorbim aici de un ajutor în ceea ce constă 5.000 de lei în achiziția de junici de rasă, de fiecare cap de junică, și de 2.500 de lei. Ne referim aici la cei care au nevoie de berbeci de rasă pentru reproducție. Deci este o schemă de ajutor care se referă strict la îmbunătățirea raselor în domeniul vitei și ovinelor. Pentru aceste facilități, astăzi a fost ultima zi de depunere a cererilor la Direcția Agricolă Buzău.